Liderul de sindicat din zona Rovinarii, Doru Crăete, amenință cu greva foamei în fața complexului energetic Oltenia. Crăete îi cere actualului manager interimar Laurențiu Ciobotărică să-și respecte cuvântul și să facă și corecția salarială până la data de 31 ianuarie. Vicepreședintele Federației Naționale Mine Energie, Constantin Mitrescu, afirmă că persoanele care au primit pe nedrept creșteri salariale vor pierde banii în perioada imediat următoare. Doru Crăete așteaptă că actuala conducere a complexului energetic Oltenia să repare greșelile făcute în trecut asupra salariaților companiei. Mai exact, este vorba de corecția salarială promisă de Laurențiu Ciobotărică. În caz contrar, va recurge din nou la greva foamei alături de mai mulți colegi. Cei care conduc compania să încerce să-și țină promisiunile. Vor avea mari surprize dacă nu vor face corecțiile necesare, pentru că s-ar părea că în sfârșit oamenii nu mai au frica aia care reușit să ciurel prin sistemul său să le introducă în oase, cum s-ar spune. Știți că a fost o mână de idealiști care au promovat mișcări gen greva foamei în față la CEO. S-ar putea să fie mai mulți decât eram odată la pichetări. De data asta. Vicepreședintele FNME, Constantin Mitrescu, va purta discuții cu Laurențiu Ciobotărică despre această problemă. Mitrescu anunță că 40% din persoanele care au beneficiat de creșteri salariale vor pierde din drepturi. Avem întâlnire doar pe tema asta. Eu cu Dan Purbulescu ne vom întâlni cu domnul director Ciobotărică pe chestia asta. Trebuie să... Dumnealui a promis, așa cum a spus colegul meu, Crăete, a făcut și o procedură prin care la cei care s-au dat clase fără îndeplinirea criteriilor alea care le-am stabilit atunci, să li se diminueze, să li se rețină clasele, să retragă și bani în perioada asta. Peste 2000 de angajați din cadrul CEO au beneficiat de echilibrarea veniturilor anul trecut, însă liderii de sindicat au acuzat faptul că o bună parte dintre aceștia nu au primit pe merit clase de salarizare.